Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 130 de parlamentari ai coaliției de guvernământ au semnat o inițiativă legislativă prin care statul ar urma să acorde vouchere de vacanță și pentru angajații din mediul privat, nu doar pentru bugetari. Ia uite ce se bucură, unde sunt principiile? Ce tare! Ar fi vorba deci de vouchere pentru, dacă ar fi să treacă, pentru aproximativ 4,2 milioane de persoane, cam atâta înseamnă, câte 1450 de lei de cap de angajat în privat. De fes, cum se zice. De fes. Cost anual 6 miliarde de lei, mas o menos, bani de la stat. Adică citez din expunerea de motive a inițiativei legislative un pasaj care mi se pare interesant. Efectul global, spun inițiatorii, este unul pozitiv, deoarece din această sumă estimăm că circa 60-65% se va întoarce la bugetul de stat sub formă de TVA, taxe, impozit pe salarii, impozit pe profit, etc. Interesant că acum se spune cât câștigă statul din afacerile din România, nu? Cam da, așa. Deci noi dăm 6 miliarde, dar 4 miliarde luăm înapoi, nu? Cam așa. Bun. Diferența, spun inițiatorii, se va regăsi în efectul economic generat. Dar fostul secretar de stat de la Finanțe, Gabriel Biriș, spune că distribuirea acestor vouchere va reaprinde inflația. Bună dimineața, domnule Biriș! Bună dimineața! Acum? Calitatea de fost secretar de stat nu cred că e definitorie. Eu sunt avocat de business. Expertul, da. Analistul, avocat, observatorul, domnul Biriș, iată ce spun inițiatorii, că 4 miliarde, aproape 4 miliarde din cele 6 se vor întoarce la buget. Nu vi se pare că sună bine? Nu, este o exagerare. Uh-huh. De fapt, toată nota de fundamentare este o înșiruire de greșeli tehnice. Să remarcăm compostul termen global. Efectul global acestei măsuri este nerelevant. România nu contează în turismul global. Efectul total pentru România, da, este mult mai mic decât cel estimat, pentru că să ne gândim un pic la specific. Primul rând, TVA-ul în Horeca este 9%, a fost 5%. Ce încasează statul din aceste plăți este doar diferența dintre TVA-ul colectat din acești 1450 de lei, adică 9%, și TVA-ul dedus pentru inputurile suplimentare pe care Horeca trebuie să le cumpere ca să servească acești noi clienți. Deci, având în vedere că sectorul este foarte deficitar la capitolul forță de muncă și vedeți că au început să importe masiv forță de muncă din Asia, da, este puțin probabil că vor avea de unde să angajeze un număr semnificativ de noi angajați ca să servească afluxul de clienți generat de această măsură, dacă ea va fi implementată, și probabil că va fi implementată. Păi asta ne-a tras atenția, că sunt 130 de parlamentari din, da, PNL, PSD-ul, deci, UDMR. Eu cred că cred și pot să și calculez, n-am avut timp. La bugetul de stat din acești 6,10 miliarde scoși din buget, nu se întorc mai mult de așa generos 10%. Dar de unde ar putea veni banii ăștia, 6 miliarde? Adică e totuși sunt niște ani cu deficite bugetare foarte mari. Cum, de unde? Din împrumuturi. Nu există altă sursă de finanțare acestor cheltuieli suplimentare. Din împrumuturi. Se simte că vin alegerile la anul. Da, nu cred că este o măsură neapărat luată în beneficiul partidelor pentru alegeri, adică populismul de care tot vorbim noi. Pentru că cui prodest, adică dacă ar fi încercat PSD-ul să ia fața PNL-ului sau PNL-ul să ia fața PSD-ului, aș fi înțeles-o. Numai că aici sunt toți trei. Da, care pe principiu nu ne permitem, deci, să nu aruncăm și noi cu niște bani, că ieșim în evidență că suntem zgârciți. Nu aruncăm cu niște bani. Dar atunci cine beneficiază de banii aceștia? Păi asta vreau să spun. Banii ăștia se duc în buzunarul patronilor Marele Horeca. Că ei sunt beneficiarii acestor cereri suplimentare. Asta, la fel cum în 2016 au făcut lobby foarte eficient să li se elimine impostul pe profit în plin bun consumerist. Și cluburi sau mari restaurante plăteau impozit anual. Cât rețineam eu secretarii mele într-un an de zile. Așa și acum. Vin vremuri grele,
Și cum trecem prin vremurile astea grele? Dăm o ciorbă la politicieni să ne dea niște bani, 6 miliarde. Bun, da, acum, și asta, asta e totuși, domnule Biriș, o exagerare, dacă se injectează 6 miliarde de lei în industria turistică românească, pentru că voucherele ar urma să fie folosite doar în România, ca și cele pentru bugetari. Mă rog, și pentru privat, sunt opționale acum, dacă le susțin patronii, nu prea le susțin. Din împrumuturi pe care le plătim toți. Bun, dar 6 miliarde, adică atunci când intră, poate crește calitatea serviciilor? Poate cresc salariile? Am văzut asta în ultimii ani de zile, când au fost un influx, au fost câteva miliarde de euro băgate în tichete pentru bugetari? Nu am văzut. Ce am văzut, și asta se poate se poate rezulta din studii, dar nu văd să mai facă nimeni studii, ce a rezultat a fost o creștere masivă a prețurilor în perioada 2017-2019, pre-criză, la vacanțele în România. Uh-huh. Nu am văzut o creștere masivă a calității, nu am văzut noi resorturi inaugurate, cu foarte mici excepții, și alea refăcute. Nu am văzut așa ceva. Da, adevărul e că acești bani sunt, trebuie obligatoriu cheltuiți în România, normal că asta, păi, înseamnă nu, că... asta e clar, așa a fost întotdeauna. Uh-huh. Dar ce se întâmplă în momentul în care tu creezi o cerere finanțată de stat? Da? Omul are în buzunar tichetul. Se duce și își cumpără o vacanță în România. Plătește la casă. Da? Cât plătește? Cât îi se cere. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.